Dimineața în Constanța, porturile de la malul Mării au fost închise preț de câteva ore din cauza ceții. Cu detalii vine Georgia Pietreanu. Georgia, cum stau lucrurile acum? Bună ziua, acum este mai bine. Ceața s-a mai înmuiat, practic porturile din Constanța Sud și Constanța Nord au fost închise timp de 2 ore după ce meteorologii au emis o avertizare de cod galben de ceață. Tot din același motiv, manevrele de încărcare și descărcare a navelor au fost suspendate. Ceața s-a mai ridicat abia după ora 10 și astfel activitatea a putut fi reluată. Acum porturile sunt deschise, dar meteorologii spun că cel mai probabil și în următoarele zile ceața ar putea să dea mari bătăi de cap. Mulțumesc pentru informații. A surprins că